Accident violent în Raionul Ungheni. Trei automobile au fost avariate după ce unul dintre șoferi ar fi încercat să vireze la stânga fără a ceda trecerea celui care se deplasa înainte. Totul a avut loc în data de 17 iulie în satul Pârlița. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul impactului. În acestea se poate vedea cum un șofer se deplasează înainte, iar la un moment dat în fața lui un alt automobilist virează la stânga fără a se asigura. Impactul nu a putut fi evitat, iar în rezultat unul din automobile a fost proiectat într-o altă mașină care staționa pentru a ceda trecerea șoferilor de pe drumul cu prioritate. La locul accidentului s-a deplasat și un echipaj al poliției. Preliminar în urma coliziunii nimeni nu a fost rănit, mașinile fiind totuși avariate. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi sancționat contravențional.